Am o dezbatere pe taxa zero pentru programatori și o discuție între ministere. E extrem de importantă. Apropo și de subiectul conferinței de astăzi, suntem preocupați de accesul și startup-urilor pentru a folosi această facilitate. În acest moment, după cum bine știți, startup-urile nu pot folosi această facilitate. E nevoie să dovedești un an, doi, trei, să ai un track record. Vrem să eliminăm în același timp și bariera de $10.000 care e fixată și în același timp ne gândim și suntem preocupați de, la fel cum au fost și unele discursuri aici mai înainte, suntem preocupați și de, să spun așa, de eliminarea oricăror restricții privind nivelul de școlarizare, pentru că programatorii, credem că sunt programatori tineri foarte performanți, care pot fi studenți și nu e nevoie neapărat să fie finalizat cursurile. Chiar am luat o statistică cu studenții care muncesc în timpul facultății din Universitatea Politehnică și, conform statisticii, chiar au rezultate bune la învățătură și chiar finalizează studiile.